Cei mai iubiți autori constanțeni s-au reunit pentru a celebra lansarea cărții la Țărm de Mare. Mai multe povești ale unor scriitori dobrogeni au fost culese și publicate într-un singur volum. Am avut o întâlnire de cenaclu în care colegul nostru, profesor dr. Traian Brătianu, și-a lansat un volum, o lucrare colectivă, Cartea la Țărm de Mare. Cartea cuprinde 45 de autori și peste 50 de povestiri. Iubitorii de lectură se pot delecta cu istoriile prezentate în volum, toate inspirate de tărâmurile dobrogene și de mare. Cartea se referă la autorii dobrogeni, fie că sunt nativi, fie că sunt adoptați de Dobrogea. Sunt aproximativ 55 de cărți și 45 de autori dobrogeni, de cele mai diverse nuanțe. Cărțile sunt o închinare a dragostei mele pe care o port Dobrogei și Constanței în particular. Lansarea a avut loc la Cercul Militar în cadrul Cenaclului Literar Mihail Sadoveanu.